Da, culinaria. Și astăzi am gândit să facem o culinaria puțin diferită. Da. Să o facem împreună cu voi, prieteni. Să vorbim despre combinații de mâncăruri sau degustări, combinații neașteptate. 0372069599, numărul nostru de telefon. Facem un schimb de experiență. Sau mesaje pe WhatsApp 0728 3132. Cu mesajul o să fie mai greu, că eu să-l țin de vorbă pe Luca aici, dar cu telefoanele mai ușor de data asta. Deci, ideea a venit, recunoaștem, mă rog, noi suntem preocupați de multă vreme de astfel de lucruri, dar nu neapărat în mod organizat. Și în mod organizat, un cineva pe Reddit, care este o rețea de socializare super mișto, evident, care are și o componentă românească, pe Reddit un utilizator numit Andreas, întreabă: și vreau să încerc niște gustări mâncăruri pe care nu m-ar bate gândul să le combin. Vreau să aud ce nebunii mai consumă lumea. Și de aici începe, într-adevăr, nebunia. Zice cineva că nu ai smântână, sarmalele merg dubios de bine cu muștar. Nu m-aș fi gândit. Nici eu niciodată. Sarmale cu muștar. Dar de care muștar? Adică muștar de la clasic de mici, de tecuci, sau muștar mai zdravân? De Dijon, cum îi spune. Sau cu crem. Aici cred că e și o chestiune de gust. Da? Altcineva zice: sirop de arțar sau miere împreună cu șnițel din piept de pui. Demențial. Luca brusc devine interesat. Sirop. Uite-te la privirea lui. Mi-mi plac combinațiile astea de dulce cu... Eu v-am mai zis, eu am copilărit mâncând sandwich cu salam de Sibiu și cașcaval de preferat afumat cașcavalul. Ai combinație veche. Cu dulceață. Ah, cu dulceață, scuză-mă. De fapt, nu, cu dulceață, cu gem de prune. Cu gem de prune. Da, deci îmi plăcea foarte mult combinația asta. Puneam pe pâine unt, și gem de prune și pe urmă salam de Sibiu. Că nu, îmi făcea mamaie gem de prune și mamaie nu mai e și nu prea am de unde să iau gem, dar mi-e dor acum, mi s-a făcut o poftă să mănânc un sandwich cu salam de Sibiu, cașcaval la fumă și gem. Ciorbă cu castraveți murați. Ciorbă cu castraveți murați. Uh-huh. Da, și pâine cu unt, dulceață și ceapă. Ciorbă cu castraveți murați, pentru că ciorba nu e suficient de acră. Stai, moment. Nu știu de da, ce. Bea cineva zeama de la castraveți murați? Eu știu pe cineva care bea zeama de la castraveți murați și nu eu. Dar stai un pic, că ai trecut prea repede peste pâine cu dulceață și ceapă? Ceapă. Asta e tare. Da. Asta e tare, nu? Asta le bate pe multe, din câte am auzit. Salată băf cu cozonac mănâncă cineva? Nu. Salată băf cu cozonac. Cu cozonac. O fierte cu cozonac de Paște, eu mănânc. Aia e inevitabil, nu e altceva de mâncare. Trebuie să mănânci nu, fier, adică combinate. Cozonac, îmi place să le mănânc tandem. Da? Cozonacul pe post de pâine. Bun, gen. Fiți atenți la asta. O felie groasă de cozonac pe care pun frișcă și peste pun o felie de cașcaval afumat. Gustarea mea specială de Crăciun, scrie cineva. Nu, asta e de departe dubioasă. Și altcineva întreabă: văd, cum ai ajuns la asta? Și el răspunde: povestea e oarecum mai lungă. Când aveam vreo 6 ani, în noaptea de ajun, eram supărat pe ai mei că, nu mai știu de ce, și m-am ascuns în balcon de supărare și m-a luat foamea și tot ce am găsit în balcon era cozonacul, bolul cu frișcă rămasă și câteva coși de cașcaval. Mi-a plăcut. Deci cineva, în urma unei traume din copilărie, continuă să mănânce combinația asta atât de ciudată. Cozonac, frișcă și cașcaval afumat. Poftim! Sunt foarte multe mesaje, încerc așa cât de cât să citesc dintre ele. Mi se pare interesant un prim mesaj: roșii cu smântână. Roșii cu smântână. Adică da, să mănânci ca atare roșii cu smântână. Nu mi-aș fi imaginat niciodată. Un amic îmi scrie: carne de porc cu bulețe, grăsuță, ținută la foc mic, mult, cu sos din dulceață de smochine și ardei foarte iute. Bun. Da, asta cred că e ceva senzațional. Combinația asta dulce, deci, picant, practic, este pomana explozivă. Porcului cu dulceață de smochine. Da. Asta este combinație balcanico-ungurească, înțelegi? Deci pomana porcului, da, noastră, cu dulceață de smochine, care e de undeva de la Mediterana, și piroș pasta sau ceva. Porcul se pretează foarte bine la șmecherii de genul ăsta. Mie îmi place, de exemplu, să mănânc cotlet de porc cu mango și cu ardei iute. Cu mango? Da. Cu mango de la redituit, adică la copt bine, nu ăla lemnos. Dacă nu găsești mango, poți să încerci cu pere, Luca. Pare dulce caramelizată. Da, da, asta are și un iz exotic și îmi place foarte mult să caramelizez mango la lângă purcel. Fiți atenți, castraveciori murați sau ardei gras cu unt de arahide. Oh. Eu nu suport. Tu mănânci ca mine unt de arahide? No. Eu nu înțeleg de ce americanii sunt disperați după untul de arahide. Mie mi se pare imposibil de mâncat. Adică parcă aș mânca nisip cleios. N-are dulce.
momentele lui. Momentele lui de genialitate. Da. Da. Supă de pui cu slănină. Mănâncă supă de pui cu slănină. Cristi. Da. Altcineva ne zice, iar o combinație de care nu, la care nu m-aș fi gândit niciodată, piftie cu mămăligă fierbinte. În combinație. Dar de unde vin combinații? Dar vezi că asta e foarte interesant. Aș, cu dacă aș putea să o rețin, aș încerca-o la următorul Crăciun. Păi le scrii și le punem pe toate în desfășurător. E combinația rece cu fierbinte, știi? Uh-huh. Pateu cu ketchup? Aici eu am pateu cu miere de la cineva. Am primit mesaj. Sincer, nici nu știu ce să spun, deci mi se pare brânză cu zacuscă pe pâine. Sau pe lipie. Pâine da, zi. Cu untură și zahăr în loc de ceapă. Nu cred. Gogoși cu mușdei de usturoi. Stai, nu, nu. Gheorghe zice asta, nu cred. Cum gogoși cu... Băi, eu cred că merge. Deci gogoși cu mușdei de usturoi. Mamă, în momentul ăsta mi s-a umplut gura de salin, nu mai pot să vorbesc. Gogoși cu mușdei de usturoi acum aș încerca. În ce sens nu mai poți? Adică ți-ar plăcea să încerci? Da. Bine, am mâncat eu la un dulciurile. Ia zi, zaf. Stați, moment, a venit George. Zi, zaf. Gogoși cu ceva usturoi pe ele, cu ceva, nu mai știu din ce era făcut, dar avea gust de usturoi. Super bune. Aoleu, frate, știi cum aș mânca acum? Știi stârgurile alea de mergi și uneori nu-ți vine să iei de acolo absolut nimic? E, într-un loc de genul ăla am găsit eu și a fost bun. Chipsuri cu iaurt grecesc. Mămăligă cu cartofi prăjiți, compot cu pâine. Stai, mă, mămăligă cu cartofi prăjiți și da, cu cărnați. Compot cu pâine. Zice cineva, când eram la bunici, mi-au dat odată pâine cu gem, cu brânză rasă pe deasupra. Și pe cât de stupid sună, pe atât de bunie. Brânză rasă, presupun că telemea de aia sărată. Da, da, da. Cozonac cu măsline mănâncă cineva. Și alt ascultător ne spune că se dă în vânt după... mămăligă cu cireșe negre. Bă, nu, adică există. Limita e cerul. Cartofi prăjiți cu înghețată spumă de căpșune. Ce înseamnă înghețată spumă de căpșune? Înțeleg înghețată de căpșune, dar cum spumă? Se face cu mixerul. E mai aerată. Da. Cineva zice, apropo de slăină, fiți atenți. Eu iau un borcan de smântână, îl frec bine cu sare, piper și o legătură întreagă de mărar proaspăt și mănânc cu slănină sau cărnați afumați luați direct de pe bârnă din beci. Acolo cu cărnații te-am auzit cărnații foarte clar. Cărnații afumați cu smântână, cu sare, piper și mărar. Iar Vlad, eu vă recomand să încercăm ce e. Nu poți pe tabletă, nu? Îmi fug mesajele, știi ce se întâmplă? Eu încerc să citesc mesajele pe tabletă. Și fug, da. Vin cu zecile și când încerc să citesc unul, intră altele și îl decalează și nu pot să țin eu pasul. Vă spun, deci supa clară de pui, da, cu fideluță sau fără, dacă vrei să adaugi, cu cubulețe de brânză telemea, tare, de-aia maturată. Este ceva înnebunitor. Sau dacă nu ai brânzetele mea tare, cașcaval, dar și ăla trebuie să fie puțin maturat. Nu merge cașcavalul afumat, de exemplu ăsta care se face acum, nu știu de ce se cauciuchează. Da, dar da, da, nu mai e ce trebuie. Cubulețe de telemea în supa de pui, maică mea m-a învățat, este o nebunie, super bun. Apropo de gogoșile cu mușdei, altcineva zice că la Valea Lungă se mănâncă gogoși cu ceapă verde. Îmi deci scrie... eu... În sensul ăsta o tradiție, se pare. Îmi scrie Vârmeu. Fragi cu smântână și mămăligă. Oh. Da, bine că sunteți voi deștepți și aveți fragi. Aici în București nu există fragi. Fragi cu smântână este disperarea mea. Eu când mă gândesc la fragi cu smântână, îmi vine să plec acum pe coclauri. Slănină cu măr. Da, mă rog, asta nu e... Untură cu dulceață de rodii. Uite, de-abia asta e tare. Ce? O combinație la care chiar nu te-ai gândit să pui. Deci cineva în această țară, că în țara asta nu cresc rodii, cineva a primit la un dat un borcanel de dulceață de rodii. De undeva, i-a adus cineva cadou. A fost un vaporean, i-a adus dulceață de rodii. Ce fac eu cu dulceața de rodii? Hai să o mănânc cu untură. Cum s-a uite gândit? Cineva ne zice de asta. Chisăliță de cireșe negre cu mămăligă, e brici. Trebuie să deci încercăm. Deci înseamnă că e cumva... Dar ce e chisăliță? Chisăliță... Făcute așa... A, ok. Tocate mărunt. Da. Cafea cu brânză albastră, n-ai, de delicatesa mamei mele, ne zice Dragoș. Cafea cu brânză bleu. Cafea cu brânză bleu? Adică cu brânză în cafea sau lângă cafea? Da. La următoarea culinarie o să vorbim despre ce chestii ciudate mănâncă animalele noastre. Ați văzut vreodată un setter irlandez mâncând pepene? Roșu? Nu.
E bine, o să vorbim despre asta. Trezește-te în cel mai bun mod. Best morning ever. Asculți deșteptarea. First thing I turn on in the morning to wake me up. La Europa FM.